Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și cum am văzut că tot mai multe dintre dumneavoastră îmbrățișați tehnica croșetului irlandez, astăzi dimineață am decis să lucrez pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră această frunză. După cum vedeți, a mea are o dimensiune considerabilă pentru că am lucrat-o cu un fir mai gros, însă dacă veți folosi un fir de macrame obișnuit, bineînțeles, frunza va avea dimensiuni mai mici. Eu am lucrat-o mai mare pentru că va face parte dintr-un proiect mai mare pe care eu vreau să-l realizez. Și așa cum vă spuneam, astăzi dimineață vom lucra această frunză. După cum vedeți, este formată din cinci părți. Fiecare dintre frunze va veni lucrată separat, iar apoi vor fi cusute între ele. Voi folosi același tip de macrame care poate fi lucrat cu croșetul 3, 3 și jumătate. Gaia se cheamă aici la mine. Firul este gros, de moment ce poate fi lucrat cu acest tip de croșet. Aici pe etichetă nu scrie exact grosimea firului, ci îmi dau doar un raport 10 per 10 centimetri. În sfârșit, firul este, așa cum vedeți, un fir de bumbac mercerizat, care poate fi lucrat cu croșetul 3, 3 și jumătate. Eu voi lucra ca de obicei cu croșetul numărul 3. Dau mai aproape la cameră, dacă se vede. Și voi începe cu prima frunză. Prima frunză și cea de-a doua le voi lucra separat, dar vom avea nevoie de câte două. Această primă frunză eu am lucrat-o deja într-un alt tutorial la început, în primele tutoriale care le-am făcut din secretele croșetului irlandez, însă o voi repeta din nou acum pentru dumneavoastră. Deci, după cum ați văzut, am făcut aici primul ochi de bază. Pornind de aici, vom face un număr de 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15. Eu sper să vedeți bine ceea ce lucrez. În afară de croșet, bineînțeles, vom avea nevoie și de un acoață, un ac care poate intra firul foarte ușor și, bineînțeles, de foarfece. Acestea nu le-am precizat la început, le voi spune acum. Am lucrat aceste 15 ochiuri de lanț, începând din cel de-al doilea ochi de lanț, deci acesta nu-l punem la număr, din cel de-al doilea ochi de lanț vom merge în sus cu piciorușe scurte, vom lucra un număr de 13 piciorușe scurte. Avem 2, 3, 4, 5,
Spreseče. Doi spreseče. Cel de-al 13-lea picioruș scurt. Iar în ultimul picioruș scurt de aici, noi vom lucra în corespondența aceluiași și ochii de lanț, vom lucra un picioruș scurt. M-am exprimat greșit în ultimul ochi de lanț, un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș scurt, totul în interiorul acestui ultim ochi de lanț. Apoi ne vom întoarce pe partea cealaltă și vom coborî în jos cu un număr de 12 piciorușe scurte. În același timp vom prinde și acest capăt de fir pentru a da stabilitate lucrării. Și vom coborî în jos. 1, 2, 3. Este nevoie de atenție să nu sărim un picioruș. Avem 4. Aici voi abandona acea parte de fir. 6. Zece. Unsprezece. Și cel de-al 12-lea picioruș scurt. În momentul în care am ajuns aici, noi vom întoarce lucrul. Mai întâi și mai întâi voi face un ochi de lanț. După care, începând cu primul ochi de lanț de aici, mă voi întoarce în sus din nou cu un număr de 13 piciorușe scurte. Voi face prima frunză împreună cu dumneavoastră, pentru că va fi baza, să spunem așa, și apoi mai mult vă voi explica. Avem 4, 5, 6, 7. Zece, 11, 12 și cel de-al 13-lea picioruș scurt.
aici trebuie din nou să fim atente, pentru că cel de-al 13-lea picioruș scurt va corespunde primului picioruș scurt pe care l-am lucrat în ultimul ochi de lanț. Acum vom intra în acest spațiu de două ochiuri de lanț și vom lucra de data aceasta două piciorușe scurte. Două piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe scurte în corespondența aceluiași spațiu. Deci două piciorușe scurte. După care voi coborî din nou în jos cu un număr de 12 piciorușe scurte. La prima vedere, lucrul pare greoi, însă nu este așa. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 și cel de-al 12-lea picioruș scurt. Acum din nou voi întoarce lucrul. Din nou voi întoarce lucrul și voi face pentru început un ochi de lanț. După care voi continua începând din primul picioruș scurt, voi continua în sus cu un număr de 14 piciorușe scurte, deci vom crește cu fiecare rând numărul piciorușelor. Dacă nu am numărat greșit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și cel de-al 14-lea, am numărat bine, cel de-al 14-lea picioruș scurt, după care în interiorul arcului format din cele trei ochiuri de lanț vom lucra din nou două piciorușe scurte, urmat de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, apoi alte 2 piciorușe scurte. În interiorul aceluiași spațiu. Și vom coborî din nou în jos pe cealaltă parte. Cu un număr de 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
Și piciorușul cu numărul 13. Acum vom întoarce din nou lucrul. Vom face un ochi de lanț, după care vom urca în sus cu un număr de 15 piciorușe scurte. 2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și cel de-al 15-lea picioruș. Acum am ajuns din nou în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Din nou vom lucra două piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, eu sper că se vede ceea ce fac, 3. Și în corespondența aceluiași spațiu vom face alte două ochiuri de lanț, două piciorușe scurte, scuzați-mă. Și vom coborâ în jos pe partea cealaltă cu un număr de 14 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vă rog să mă scuzați dacă uneori mă exprim un pic greșit. Uitați-vă la mine cât este ora. 4 și 10 dimineața și totdeauna mă trezesc la această oră, este ora mea obișnuită la care deja lucrez, pentru că ziua nu reușesc. Am întors din, de aceea uneori mă exprim în mod greșit, dar mă corectez imediat. Deci am ajuns aici la capăt cu un număr de 14 piciorușe scurte. Voi face același ochi de lanț și mă voi întoarce în sus cu un număr de 16 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, are un nod aici firul, să sperăm că 13,
13, 14, 15. Sper că rămâne pe spate, da? 15 și cel de-al 16-lea picioruș scurt. După care vom intra în corespondența arcului din 3 ochiuri de lanț. Vom face 2 piciorușe scurte și vom scurta firul. Vom închide această frunză. Deci aceasta este frunza care corespunde acestei părți. Vom avea nevoie de 2 astfel de frunze, așa cum vă spuneam. După ce am închis lucrarea, acest fir noi îl vom ascunde pe spate. Eu am deja pregătit cealaltă frunză, după cum vedeți. Acum vom trece la cea de-a doua frunză. Din nou, și de acestea vom avea nevoie de două bucăți. Și vom începe în același mod, cu aceleași 15 ochiuri de lanț, bineînțeles, în afara ochiului de început. Eu lucrez ochiul de început în felul acesta, pentru că mi este mult mai ușor. Voi da foarfecul deoparte și voi face un număr de 15 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și vom continua din nou începând cu cea de-a doua, cu cel de-al doilea picioruș, cel de-al doilea ochi de lanț. Vom intra și vom lucra în sus un număr de 13 piciorușe scurte. Deci nu veți lua în considerare ochiul de lanț care era deja pe croșet din al doilea. Vom lucra un număr de 13 piciorușe scurte, așa cum ați văzut. Deja în prima frunză. Deci vom lucra singure, iar noi ne întâlnim la capăt. Am lucrat cele 13 piciorușe scurte în corespondența ultimului ochi de lanț. Vom lucra exact ca la prima frunză. Un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și un alt picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu. După care ne vom întoarce în jos, exact ca la prima frunză, cu un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne vom întoarce împreună în momentul în care vom ajunge la capăt, 12 piciorușe scurte. Am lucrat cele 12 piciorușe scurte, am întors lucrul, voi face un ochi de lanț și din corespondența primului picioruș scurt voi urca în sus cu un număr de 13 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 13 piciorușe scurte. Am ajuns din nou în corespondența arcului format din cele 3 ochiuri de lanț, după ce am lucrat cele 12 piciorușe scurte. În interior voi lucra 2 piciorușe scurte,
trei ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe scurte. După care voi coborî în jos cu un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 12 piciorușe scurte. Am lucrat cele 12 piciorușe scurte. Acum voi face un ochi de lanț, după care voi urca în sus cu un număr de ce am făcut prima, a doua, suntem la cea de-a treia rigă, cu un număr de 14 piciorușe scurte, 2, 3, 4 și vom continua astfel, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, așa, pentru a vă arăta că suntem corecte. În corespondența celor trei ochiuri de lanț vom face două piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț, urmat de două piciorușe scurte, așa cum am lucrat și la prima frunză, 1 și 2, și ne vom întoarce pe partea cealaltă, în jos, cu un număr de 13 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 13 piciorușe scurte. Am lucrat cele 13 piciorușe scurte, un animăluț aici pe masă, așa, voi face un ochi de lanț și voi urca în sus cu un număr de 15 piciorușe scurte. Aici este un cald infernal, până la etaj au ajuns greierii, ajung tot felul de insecte. Ziua este aproape imposibil să reușești să-ți faci lucrul. În momentul în care ieși din casă, afară, senzația este că intri într-un cuptor deja încălzit, deja fierbinte. Sper să treacă aceste zile, pentru că este insuportabil, este o căldură insuportabilă, o umiditate foarte, foarte mare, care dăunează mult sănătății, în primul rând. Deci merg în sus cu un număr de 15 piciorușe scurte, până când am ajuns în corespondența celor trei ochiuri de lanț, unde voi lucra din nou două piciorușe scurte, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe scurte, și voi coborâ în jos pe partea cealaltă cu un număr de 14 piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni după ce lucrăm aceste 14 piciorușe scurte. Am lucrat cele 14 piciorușe scurte, acum voi face un ochi de lanț și voi urca în sus cu un număr de 16 piciorușe scurte. Pentru că
Așa cum ați observat, cea de-a doua frunză este mai mare. Va trebui să lucrăm câteva rânduri în plus și de aceea vom continua. Vom lucra piciorușe scurte până vom ajunge în corespondența celor trei ochiuri de lanț, așa cum ați văzut și până acum. Deci aici vom avea un număr de 16 piciorușe scurte. Eu din obișnuință nu le mai număr, pentru că deja știu că sunt cele necesare, numărul de piciorușe necesare. Aici voi face ultimul picioruș scurt. Am ajuns în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Voi repeta din nou două piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț, urma de alte două piciorușe scurte. Și voi coboră în jos cu un număr de 15 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 15 piciorușe scurte. Am lucrat cele 15 piciorușe scurte. Acum voi întoarce lucrul mai întâi, voi face un ochi de lanț și voi urca în sus cu un număr de 17 piciorușe scurte. Lucrând cele 17 piciorușe scurte, vom ajunge din nou în corespondența arcului, din nou acel animăluț aici pe birou. Îmi pare rău să-l omor. Îl voi lăsa când toată lumea aici în jur se va trezi și aprind și deschid fereastra, îl voi da afară. Deci, 17 piciorușe scurte de data aceasta. Vom continua în felul acesta. Și cel de-al 17-lea. În corespondența celor trei ochiuri de lanț, din nou voi face două piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, urmat de alte două piciorușe scurte. Și voi coborâ în jos cu un număr de 16 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim când vom termina de lucrat aceste 16 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului cu cele 16 piciorușe scurte. Voi întoarce lucru, voi face un picioruș scurt și mă voi întoarce în sus, lucrând un număr de 18 piciorușe scurte. În felul acesta vom ajunge din nou în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Practic, se repetă prima frunză, doar că adăugăm câteva rânduri în plus. Și bineînțeles, numărul de piciorușe fiind mai mare și frunza va deveni mai largă.
lucra împreună cu dumneavoastră până la capăt, pentru că acesta este ultimul rând din cea de-a doua frunză. Lucrate și separat, aceste frunze pot foarte bine umple anumite locuri în momentul în care vom îmbina între ele aceste diferite modele de flori pe care eu vi le prezint. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte în corespondența celor 3 ochiuri de lanț. Voi lucra 2 piciorușe scurte, după care voi scurta firul și voi încheia și această a doua frunză. Bineînțeles, după aceea firul noi îl vom ascunde pe spate. Așa. Deci, și de acestea vom avea nevoie de 2 bucăți. După cum vedeți, frunzele mele sunt egale, deci avem frunzele de pe margini, următoarele, nu ne rămâne decât să lucrăm această ultimă. Pentru această ultimă vom începe în același mod, cu un număr de 15 ochiuri de lanț și vom lucra singure până în momentul în care ajungem la un număr de 18 piciorușe scurte. Pe margine, ca la cea de-a doua frunză. Deci vor veni cele 15 ochiuri de lanț. Ne întâlnim când terminăm aceste 15 ochiuri de lanț. Am lucrat cele 15 ochiuri de lanț, începând din cel de-al doilea, voi urca în sus cu 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând, 12 piciorușe scurte. Am ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț, aici voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț în corespondența aceluiași picioruș, așa cum 1, 2, 3, așa cum am făcut și până acum, urmat de un nou picioruș scurt și vom coborâ în jos cu un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestor 12 piciorușe scurte. Am lucrat cele 12 piciorușe scurte, voi întoarce lucrul, voi face un ochi de lanț și voi urca în sus cu un număr de 13 piciorușe scurte. Deci vor fi 13, iar noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua frunza mare, frunza din mijloc. Am lucrat cele 13 piciorușe scurte, acum în corespondența celor 3 ochiuri de lanț voi face 2 piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe scurte în corespondența aceluiași arc format din cele 3 ochiuri de lanț și voi coborâ în jos din nou cu un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu 12 piciorușe scurte. Am lucrat cele 12 piciorușe scurte, voi întoarce lucru, voi face un ochi de lanț și voi urca în sus cu un număr de 14 piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni la capătul rândului cu un număr de 14 piciorușe scurte.
După ce am lucrat cele 14 piciorușe scurte, în corespondența celor 3 ochiuri de lanț, voi face 2 piciorușe scurte, 3 ochiuri de lanț, 2 piciorușe scurte din nou, în corespondența celuiași spațiu, și voi coboră în jos cu un număr de 13 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 13 piciorușe scurte și vom continua. Am lucrat cele 13 piciorușe scurte. Voi întoarce lucrul. Voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce în sus cu un număr de 15 piciorușe scurte. Deci, noi vom continua singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând, 15 piciorușe scurte. În corespondența celor 3 ochiuri de lanț vom face ca și până acum, 2 piciorușe scurte, 3 ochiuri de lanț, urmate de alte 2 piciorușe scurte. Și vom coborâ în jos cu un număr de 14 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu 14 piciorușe scurte. Am lucrat cele 14 piciorușe scurte, voi întoarce lucru, voi face un ochi de lanț și voi urca în sus cu un număr de 16 piciorușe scurte. Deci vor fi 16 în total. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte. În corespondența celor 3 ochiuri de lanț voi face așa cum v-ați obișnuit deja. 2 piciorușe scurte, 3 ochiuri de lanț, urmate de alte 2 piciorușe scurte. Și voi coborâ în jos cu un număr de 15 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu 15 piciorușe scurte. Am lucrat cele 15 piciorușe scurte. Voi întoarce lucrul. Voi face un picioruș scurt și voi urca în sus cu un număr de 17 piciorușe scurte. Deci de această dată vor fi 17. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 17 piciorușe scurte, în corespondența celor 3 ochiuri de lanț voi face din nou 2 piciorușe scurte, 3 ochiuri de lanț, urmat de 2 piciorușe scurte. Și voi coborâ în jos cu un număr de 16 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu aceste 16 piciorușe scurte. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte, voi întoarce lucru, voi face un ochi de lanț și voi urca în sus cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni la capătul rândului cu 18 piciorușe scurte. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte, în corespondența celor 3 ochiuri de lanț vom face din nou 2 piciorușe scurte, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe scurte. Și vom coborâ în jos cu un număr de 17 piciorușe scurte. Deci vor fi un număr de 17. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. 17 piciorușe scurte. Am lucrat cele 17 piciorușe scurte. Voi întoarce lucru. Voi face un ochi de lanț.
și voi urca în sus cu un număr de 19 piciorușe scurte. Vor fi 19. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu un număr de 19 piciorușe scurte. Am lucrat cele 19 piciorușe scurte. În corespondența celor 3 ochiuri de lanț voi face 2 piciorușe scurte, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe scurte, și voi coborâ în jos cu un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte, voi întoarce lucrul, voi face un ochi de lanț și voi urca în sus cu un număr de 20 de piciorușe scurte. Deci, de data aceasta vor fi 20. Noi ne întâlnim aici sus cu un număr de 20 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 20 de piciorușe scurte, voi intra în corespondența celor 3 ochiuri de lanț, voi face 2 piciorușe scurte, după care voi scurta firul și voi închide lucrarea. Astfel am lucrat și cea de-a treia frunză. După cum vedeți, aceasta este cea mai mare dintre ele. Acum, ceea ce va urma să facem va fi să coasem frunzele una câte una, atașându-le. Am luat mai întâi o frunză mică, deci prima pe care am lucrat-o, și o voi coase cu cea de-a doua. Pe dosul lucrului, vedeți, n-am mai ascuns capetele de fire, m-am hotărât să le folosesc pentru a uni între ele frunzele și voi face aici o primă cusătură. Și încet, cu atenție, voi intra în prima jumătate a piciorușelor și voi uni frunzele între ele, astfel, în modul în care să nu se vadă pe față. Deci nu voi lua întreg piciorușul, ci doar jumătatea care se vede în spate și prima jumătate. Vom uni între ele aceste frunze până în momentul în care considerăm că este necesar. De obicei ar fi în jur de 6-7 puncte. Vedem. Doamnele mai experte, care au mai multă experiență, le pot uni cu croșetul, însă eu, cum de obicei, mă adresez foarte mult doamnelor începătoare, lucrez în modul în care și ele să poată învăța. Eu cred că voi mai face un punct sau două pentru a da o formă mult mai, cât mai corectă frunzei. Acesta. Așa. Iar acum voi închide, voi face modul în care să ascund firul de desubt.
văzuce idee pentru a ascunde firul. Nu intru cu vârful lacului, intru cu coada, pentru că firul este scurt. În felul acesta. Acum voi face aici un ultim nod care va da stabilitate lucrării. Felul acesta. Iar abia acum vom scurta acest capăt de fir. Apoi vom continua unind frunza cea mare. Vedeți, am unit primele două. Acum o voi uni pe aceasta. Aici va fi un pic mai mult de cusut, pentru că și frunzele sunt mai mari, dimensiunile lor sunt mai mari. Voi întoarce din nou lucrul pe dos. În felul acesta voi exploata fiecare capăt de fir. Voi intra aici în primul picioruș. Primul picioruș fiind ultimul, cel cu care am încheiat frunza, în felul acesta. Și în modul în care am cusut primele două frunze, voi coase și cea de-a treia, voi lua doar partea din spate a fiecărui picioruș, în modul în care pe față să nu se vadă cusătura. Fii atente să nu sărim un picioruș, pentru că altfel vor fi goluri. Vom continua să coasem singure. Între timp eu am cusut și celelalte două frunze de pe margini. Acum voi uni toate frunzele între ele, deci voi face ultima cusătură. După cum vedeți, am pus un fir de ață în ac. Acum voi intra aici, voi da un pic de stabilitate lucrării, voi întări un pic și voi continua exact ca și până acum. Voi coase prinzând doar partea din spate a fiecărui picioruș, în modul în care pe față să nu se observe cusătura. În felul acesta ne apropiem de sfârșitul acestui tutorial. Tutorialele pe care le lucrez în timpul săptămânii le voi încărca întotdeauna între sâmbătă și duminică, pentru că știu că atunci și dumneavoastră sunteți libere și dumneavoastră aveți timp să urmăriți. Bineînțeles, cine este interesat, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Pentru mine înseamnă foarte mult când citesc un comentariu în care cineva mi spune: am înțeles foarte bine, m-ați explicat foarte bine. Pentru mine este o mare satisfacție, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt foarte multe doamne care doresc să învețe să lucreze, doamnele începătoare, dar nu sunt persoane care fac tutoriale de acest tip. Așa cum vă spuneam, am observat că din ce în ce mai mult se folosește și această tehnică a croșetului irlandez, nu în ultimul rând
toamna Anda Teculescu. Eu o consider o maestră, o maestră a croșetului irlandez. Deci ea este, cum să spunem, un lider în acest timp, în acest tip de lucru. Însă, nu în ultimul rând, cum spuneam prima, vreau să menționez pe doamna Maria Rad, care am văzut pe pagina grupului, a făcut o bluză foarte frumoasă în această tehnică, ceva asemănător foarte frumos, dar un picuț mai diferit. Am văzut lucrat de către doamna Ciomărtan. O felicit pentru lucrarea dumneaei, este foarte frumoasă. Doamna Ciomărtan, de altfel, m-a rugat, mi-a trimis un tutorial pe care să-l traduc și să-l lucrez, dar sincer vă spun, în această perioadă cu acest cald infernal, trebuie să mă ocup foarte mult de casă, de grădină și de bătrână. De aceea acum eu nu reușesc să traduc acel tutorial, însă am văzut că dumneavoastră ați postat deja pe pagina grupului un ursuleț care așteaptă un copilaș să se joace cu el. Eu când voi avea timpul necesar, voi traduce acel tutorial și, bineînțeles, voi face lucrarea și o voi prezenta pe pagina grupului. Acum voi ascunde și acest capăt de fir aici de desubt. Voi intra din nou cu acul. După care, cine dorește aici, poate lucra o mică, ca o mică gaică, să spunem așa, fie se poate lucra o mică codiță. Eu firul îl voi ascunde. După aceea, voi încerca să fac această mică codiță, în modul în care dumneavoastră să puteți vedea și apoi să lucrați și dumneavoastră. Voi da un pic deoparte. Timpul mă presează acum pentru că trebuie să ies afară cât este încă răcoare, să ud plantele, să ud grădina și apoi va fi ora să ridic bătrâna. Ați văzut bătrâna mea? Cine a văzut filmatul pe care l-am pus este într-adevăr bătrână, are mai bine de 90 de ani. Dacă vom ajunge sănătoși, în februarie va împlini 91 de ani. Și vă dați seama, bătrânii la această vârstă sunt precum copiii. Deci am intrat aici cu firul. Voi face 2, 3, 5 ochiuri de lanț, 6, începând din cel de-al doilea, voi coborâ în jos cu piciorușe scurte. Vom face codiță care ne va ajuta apoi să montăm frunzulița. V-am spus, ceea ce pregătesc este pentru un proiect un pic mai mare. Nu știu când va fi gata, pentru că între timp vreau să vin cu alte noutăți, nu doar acestea
tehnica croșetului irlandez, ce-aș dori să vă prezint și alte noutăți. Deocamdată nu vreau să desconspir, să dau prea multe detalii despre ceea ce doresc să fac, pentru că consider că așa este corect. Uitați-vă, o mică frunză. O mică codiță, scuzați, cu care apoi vom putea atașa frunzulița. Eu voi încheia aici și această parte a lucrării. Sper ca apoi firele vor veni ascunse de desubt. Sper ca ceea ce v-am prezentat astăzi să vă fie de folos. Din nou cer scuze doamnelor la care nu pot răspunde pe Messenger sau pe WhatsApp, sau eu încerc cât de mult reușesc să fiu prezentă pe pagina grupului. Îmi pare foarte rău că de multe ori termin seara foarte târziu și nu reușesc să intru de vreme. Unele seri nu reușesc să intru nici măcar să vă salut. Însă aceasta nu înseamnă că eu v-am uitat. Uitați-vă, în momentul în care este gata, această frunză a mea este călcată, doar călcată, nu apretată. Ați văzut diferența dintre una și cealaltă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș și așa cum vă spuneam, ne vom întâlni cu noi tutoriale în care vom îmbina un pic din tehnica croșetului irlandez și câteva noutăți, care sper să fie pe placul dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată. Sunt Tatiana Andrieș, vă aștept pe canalul meu de YouTube, Creațiuni by Tatiana, cu un like, cu un coment, cu un share. Și din nou, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. La revedere!